Reprezentanții OMD Mamaia Constanța se află la Londra, unde participă la prestigiosul târg de turism. Aceștia au avut întâlniri cu reprezentanții ai turoperatorilor străini interesați să includă destinația Mamaia Constanța în catalogele lor de prezentare, dar și să vândă pachete turistice atractive pentru sezonul de vară 2024. OMD Mamaia Constanța are obiective ambițioase aici la târgul de la Londra, după cum se vede, lume foarte multă, destinații interesante din toată lumea. E bine de știut că acest târg, aproape cel mai mare din Europa, în cele 3 zile încheie contracte de aproximativ 3 miliarde de euro, o cifră fabuloasă. Sperăm să fim și noi parte în această cifră, în această ecuație financiară. Avem 2 obiective mari. Numărul 1, listarea stațiunii Mamaia în catalogele de turism internaționale, atât în format print cât și în format digital online. Numărul 2, ieșirea din izolarea aeriană a stațiunii Mamaia, deoarece, după cum se știe, pe rutier suntem conectați foarte bine, atât prin autostrada București-Constanța, cât și prin drumul european care coboară în sud spre Bulgaria. Este nevoie de a ajunge cu avionul foarte repede la Mamaia. A ateriza la București-Otopeni și a veni apoi prin transfer pe autostradă consumă timp, iar timpul este cea mai prețioasă resursă pe care o au turiștii la dispoziție. Așadar, trebuie să fim înțelegători cu ei, să facem în așa fel încât un turist din străinătate să poată ateriza la Mihail Cogălnicianu, iar apoi la o aruncătură de băți să vină în stațiunea Mamaia. Participarea asociației la târgurile internaționale de turism face parte din activitățile OMD-ului pentru promovarea destinației Mamaia Constanța. Înființată în primăvara acestui an, organizația își propune să deruleze o campanie amplă care să schimbe percepția românilor asupra experienței de vacanță pe care stațiunea o poate oferi pentru toate segmentele turismului de la Marea Neagră.